Lăudați să fie Iisus Hristos! Preacucernici părinți, iubiți frați și surori, suntem într-o sărbătoare deosebită acum în timpul Adventului, o sărbătoare în cinstea Maicii Domnului, căci Biserica, în timp ce ne arată pe Maica Domnului în toată splendoarea pe care a primit-o de la Dumnezeu, ne îndreaptă atenția spre momentul nașterii Fiului lui Dumnezeu. Ne vorbește Biserica despre Sfânta Fecioară Maria, neprihănit zămislită, dar în același timp ni-l arată pe Fiul lui Dumnezeu. Așa ne vorbește Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o. Maria primește vestea cea bună, că va fi mama Fiului lui Dumnezeu și este de acord să primească această misiune cu toată uimirea. Însă îi dă lui Dumnezeu tot sufletul ei pentru a participa la planul pe care Dumnezeu îl avea cu această lume, și anume ca Fiul Său, născut din veșnicie, să se nască de asemenea ca om din sânul Preacuratei Fecioare Maria. Vrea să ne amintească Biserica încă o dată că pe cel anunțat de profeți, pe cel pe care Fecioara avea să-l nască, trebuie să-l privim nu ca pe un simplu om, ci ca pe Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul nostru. La începutul liturghiei, Biserica a pus în inima celor care participă la această sărbătoare aceste cuvinte: mă voi bucura în Domnul, căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii. Din ce este făcută această haină? Dacă nu, în primul rând, din această promisiune că Fecioara îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu, care ne va mântui pentru veșnicie. Ne va pune în fața lui Dumnezeu, căci acesta este destinul nostru, după această viață, să fim în fața lui Dumnezeu pentru veșnicie. Aceasta este, putem spune, definiția mântuirii noastre, ca după ce pe acest pământ l-am primit în viața noastră și am încercat cât am putut să limităm pe Fiul lui Dumnezeu, să stăm în lumina Sa fără de sfârșit și să-L cunoaștem așa precum este. De aceea putem spune cu profetul că ne bucurăm din toată inima, căci Dumnezeu ne-a îmbrăcat cu haina mântuirii. Și la urmă, haina mântuirii nu este o simplă haină, ci este Fiul lui Dumnezeu care este în noi prin cuvântul Său și este în jurul nostru cu învățătura Sa, umplându-ne toată viața. El umple viața noastră prin cuvântul Său și prin prezența Sa, căci El este Cel care ne însoțește în continuu. În ciuda tuturor greșelilor noastre, în ciuda primului păcat care a existat în lume și despre care vorbește prima lectură. Da, acesta este adevărul. Deși a existat un păcat la începutul lumii, un păcat care a însemnat neascultare de Dumnezeu, deși toată lumea a fost pătată de respectivul păcat al neascultării față de Dumnezeu, a existat totuși o ființă, Sfânta Fecioară Maria, care a fost scutită de acest păcat strămoșesc. Ea singură pentru că avea să lucreze
la această haină a mântuirii noastre cu care ne-a îmbrăcat Dumnezeu prin promisiunea sa. Aceeași promisiune a mântuirii o găsim exprimată și în a doua lectură din Sfântul Apostol Paul. Dumnezeu ne-a ales, ne-a ales din veșnicie pentru a ne mântui, căci a pus credința în noi nu ca pe oarecare trăsătură, nu ca pe oarecare culoare, ci a pus credința în noi ca o plămadă, ca ceva care trebuie să ne transforme, care trebuie să ne maturizeze spre înaltul cerului, spre cea mai înaltă credință, spre cea mai adâncă unire cu Dumnezeu. Și avem la îndemână rugăciunea. Iată, la fel, rugăciunea formează această haină a mântuirii cu care Dumnezeu ne-a îmbrăcat, ne îmbracă și ne va îmbrăca. Rugăciunea. Și în rugăciunea liturghiei i-am cerut lui Dumnezeu harul acesta, după ce i-am mulțumit că a făcut-o pe Sfânta Fecioară Maria fără de păcat, i-am cerut harul acesta ca să ajungem curați la El. Adică să lucreze în noi haina mântuirii cu care am fost îmbrăcați. Și ca să păstrăm această haină a mântuirii, adică să fie vie în noi credința, să fie vie în noi această așteptare și această speranță că îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este, în veșnicie, cu ajutorul și cu mijlocirea Maicii Domnului, pentru ca harul lui Dumnezeu să lucreze în unul fiecare dintre noi și în noi toți, spre mântuirea cea veșnică, o implorăm pe Sfânta Fecioară Maria, care este modelul nostru într-o ale credinței, care este avocata noastră, mijlocitoarea noastră, o rugăm să rămână puternică, rezistentă această haină a mântuirii cu care Dumnezeu ne-a întărit, adică să rămână tare în noi credința, această legătură cu Dumnezeu cel invizibil, dar pururi prezent cu noi și între noi. Să rămână tare această haină a mântuirii prin speranța pe care Dumnezeu a pus-o în noi, că odată vom fi în fața Lui, așa cum stau toți sfinții în fața Lui, odată vom fi în lumina Lui și sărbătoarea de astăzi, arătându-ne-L pe Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul nostru, răscumpărătorul lumii, lăudând-o pe Sfânta Fecioară Maria pentru felul în care ea a cooperat cu planul lui Dumnezeu, lăsăm să fim cuprinși cu adevărat de gândul acesta că Dumnezeu nu ne părăsește niciodată, că este cu noi și credința și speranța noastră în viața cea veșnică este cu adevărat ca o haină a sufletului nostru, ca o haină a vieții noastre. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat o asemenea mamă cerească, o asemenea mijlocitoare, care să ne călăuzească pașii spre viața cea veșnică. Lăudați să fie Iisus Hristos!